Despre afacerea pe net și nu doar, să știți că în această dimineață stăm de vorbă cu Lia Pogolșa, specialist în promovarea afacerilor pe Facebook și Instagram. Bună dimineața, dimineața, bine ați venit! Uimitor, nu? Cu siguranță, bună dimineața, Lili, și mersi pentru invitație. Cu drag! Deci, ultimele tendințe care sunt pe Facebook și pe Instagram sunt cele care permit afacerilor și companiilor și nu doar, adică și persoanelor publice sau celor pasionați de turism, fashion, să câștige bani din aceste rețele. Pentru că este o tendință și asta se vede cu evoluția care a... Ziceam, ultimii 2 ani au fost niște ani în care s-au întâmplat lucrurile foarte alerg. Dacă acum 4-5 ani Instagramul era un soi de album de familie, da, mai nebunie. Poate și mai mult, ultima jumătate de an au fost atâtea schimbări în ceea ce ține Facebook, update-urile lui și Instagram. Chiar astăzi dimineață, intrând în platoul vostru, am văzut ultimul update de pe Instagram, care permite, să iau permite chat-ul video cu 4 persoane. Și totodată să vorbești video. Acum este cu 4 și deja multitasking, să poți folosi cu ei chatting video, cu 4 prieteni concomitent. Serios? Și totodată să poți și face și navigare pe Instagram. Deci nu trebuie să mai ieși la cafea cu fetele. Poți să faci acolo direct chatting video și să comunici, să schimbi păreri și să faci, nu știu, o ședință. Sau, niciodată nu am avut răbdare să fac aceste filmulețe chatting, adică chiar și live-urile. Mi se par foarte, foarte... Da, live-ul tot este o opțiune care maxim durează până la o oră, dar câteva zile în urmă sau săptămâna trecută, Kevin Systrom a anunțat noul sistem sau noua platformă video care va ocupa un pic din teritoriul YouTube-ului și din teritoriul televiziunii. Fură un pic, fură! Pentru că atenția se va duce mai mult pe canalele acestea TV. Propria televiziune pe Instagram, a? Cu siguranță este potrivit pentru blogger și vlogger care duc un stil de viață sau sunt pasionați de sport sau sunt pasionați de nutriție sau de turism, călătorii, și atunci ei promovează tot ce văd sau tot ce vor să transmită publicului lor. E platforma de promovare care le aduce bani și, într-adevăr, faptul că deja ai mulți urmăritori, începi să te gândești la Instagram ca la o afacere. Spre exemplu, eu până una alta mă gândesc la Instagram doar ca la o joacă, unde postez poze, mai vorbesc. Te pasionează să vezi că lumea apreciază, lumea urmărește, lumea cere de la tine. Are grijă de narcisismul fiecăruia dintre noi, cam așa. Dar lumea scoate bani din asta și mă gândesc, chiar se fac bani? Cu siguranță sunt canale și sunt persoane care, prin conținutul lor care îl postează, doar la asta se dedică. Deci toată ziua ei fac poze și editează poze. Editează nu doar poze, ci și videouri. Sunt special programe create astfel încât să ai nuanțe foarte potrivite ochiul. Am înțeles că e o teorie întreagă, nu e așa de simplu. Instagram funcționează total diferit de Facebook și algoritmii lui, cât și stilul pe care îl abordează fiecare. Deși face parte din marea familie Facebook. Da, este cumpărat de Facebook, dar este cu tot o altă structură și alt algoritm. Da, altă nișă. Chiar și această platformă formă video este stil vertical, ceea ce nu va ocupa din pâinea YouTube-ului, că acolo se monetizează și se fac bani. Clar. Aici până când nu se monetizează, dar influencerii și bloggerii vor putea monetiza prin puterea comunității pe care au creat-o. Am înțeles. Dar este adevărat că în ultima vreme se observă migrarea masivă de pe Facebook pe Instagram? Da, pentru că Instagram este o platformă mult mai curată, vizual. Facebook-ul rămâne a fi o platformă informativă de discuție și de promovarea informației, cum este Twitter-ul. Foarte multă politică. Da, da, dacă persistă asta la noi în țară și peste tot, atunci se vede acest subiect. Plus că depinde și ce pagini urmărești, pentru că dacă faci cât mai mult like și apreciezi anumite pagini, îți apar doar aceste pagini. Exact funcționează și Instagram-ul. De asta și se sugerează ca să dăm like și să facem share de anumite postări pentru acele persoane pe care le dorim să ne apară ulterior în feed-ul nostru. Dar chiar și așa, eu mă uit pe Instagram. Înainte nu era așa. Acum, în ultima vreme, am o grămadă de pagini sponsorizate care efectiv te obosesc, pentru că trebuie să facem. Nu vreau să văd asta, nu vreau să văd asta. Mie îmi vin, nu o să mint, câte 30-40 de pagini reclamă în fiecare zi și eu stau și mă gândesc că deja e prea mult sau nu știu, a crescut... Aici este și răspuns la preocuparea ta, pentru că ești în interesele lor. Și pentru că audiențele pe care le-au creat ei, te afli în acea audiență. Și dacă tu faci like la pagini de fashion, pagini de beauty, atunci aceste companii te vor ținti și te vor... Mă găsesc! Te vor găsi neapărat. Vrei, nu vrei, te găsesc. Cu siguranță. Acum este într-adevăr o întrebare la temă.
Ce să facem pentru a crește numărul de urmăritori pe acest Instagram care devine o forță? Așa, adică sunt niște reguli fixe pentru că, ziceam, eu mă conduc în cazul meu după instinct. Azi am timp de poză, ok, hai să fac o poză. Pe urmă să-și spun, dar poate mai trebuie să mai fac una sau poate nu, adică cum se face? Cum se lucrează pe Instagram? Sunt două strategii de bază. Una ar fi cea organică, pe care o folosim atât prin conținutul feed-ului nostru, adică postările pe care le facem cu regulile de bază și locații și hashtag-uri generale, tematice, unice, dar și instrumentul poveștilor, stories, pe care regulat se practică pentru a publica. Mie asta îmi plac pentru că dispar. Da, se văd doar 24 de ore și dispar. Acum, recent, cu lansarea IGTV, deja poți să faci videouri mai lungi, care îți permit să lași un video de la 15 secunde până la 10 minute, ce îți permite tot să fii văzut de alți utilizatori și să te urmărească dacă ai un conținut interesant pentru ei. Iar cealaltă strategie sau metodă ar fi să-i cumperi. Mulți sportivi, artiști, persoane publice fac acest lucru și nu este ceva care este un secret. Deci sunt platforme care te ajută să găsești anume oameni interesați din locația X sau oameni interesați de sport. Și atunci tu, într-un fel, îi îndemn să-ți urmărească și canalul tău. Trebuie să ai o temă pe Instagram? Trebuie să ai, nu știu, un conținut anumit pentru a atrage? Sau nu punem poze așa cum am? Fiecare cont are necesitate să-și determine strategia lui. Dacă eu sunt travel, atunci gestionez un cont de travel și acolo pun, de exemplu, vacanțele mari. Dacă ai o afacere, respectiv, promovezi produsele tale, beneficiile, cum să folosești, cum se poate utiliza sau alte trucuri, masterclass-uri despre acel produs. Specialist Instagram e clanul Kardashian. Am înțeles că scot anual milioane de dolari și doar o simplă postare a mezinei familiei Kylie are, spre exemplu, postează despre un ruș ceva, scrie, are 300.000 de dolari, 400.000 de dolari pentru o poză. Cu siguranță asta este puterea comunității și companiile care investesc în influenceri au de câștigat pentru că ulterior primesc un impact la canalul lor și o creștere în vânzări. Da, Kim este cea care are cei mai mulți urmăritori din persoanele... Cine? Kim Kardashian, totuși. Da, da. Totuși 113 Kim. Milioane. Oh, 113 milioane este practic o sumă foarte mare de follower care urmăresc. Și cu siguranță majoritatea trebuie să fie femei și aici este publicul ei țintă pe care este atras de alte companii. Iar din acest... și vorba de acea strategie. Și totuși, Facebook-ul, care este, ca să zic așa, viitorul lui? Cumva o să dispară această platformă? Nu pot să zic că o să dispară această platformă. Ei sunt adaptați pentru a schimba strategia și a da conținutul util, anume acestor care vor să consume informație, vor să consume videouri, pentru că acolo deja nu are limită videourile, live-urile și sunt pentru acest tip de conținut mai mult. Instagramul este altă strategie și acolo este pentru publicul care șuruiește poze, șuruiește instanturi, de asta și-a fost creat instant și videouri care vor fi deja prelungite până la o oră. Și ultima întrebare, că ne grăbesc în regie, trebuie să fim sinceri pe rețele de socializare, să fim noi sau totuși trebuie să încercăm să avem o strategie bine pusă la punct, să urmărim niște țeluri, adică să fim așa mai puțin sinceri. E nevoie să ai și strategie și să fii și sincer. Să le convin pe ambele. Mersi tare frumos, cu siguranță o să mai stăm de vorbă, pentru că e un subiect care ne vizează pe noi toți și vrei, nu vrei, ești în această oală. Este unde... reputația fiecăruia. Așa, deci carte de vizită pe care o avem. Așa online. Și este. Și se mai fac și bani și atunci, dacă faci bani suficienți de pe rețelele de socializare, poți să stai și acasă, nu? Cu siguranță, este un business online și asta. Cam așa și este. Mersi tare frumos. Mulțumesc. Mai multe detalii, nu știu. Puteți să stați de vorbă cu Lia pe pagina ei de Facebook sau de Instagram. Iar noi postăm neapărat interviul pe pagina noastră de Facebook, pentru că suntem acolo peste 100.000. Avem o comunitate foarte mare și atunci vă mulțumim pentru fiecare like, pentru fiecare întrebare și pentru fiecare apreciere. Să știți că contează. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Revenim în scurt timp, facem o poză și postăm pe Instagram. Da? Avem și acolo cont de Facebook, prima oră. Ne căutați, ne găsiți? Luăm reclame.